În urmă cu câteva zile, David Pușcaș a fost invitat în cadrul emisiunii online a lui Mihai Ghiță, unde a făcut acuzații grave la adresa mamei sale adoptive, Luminița Anghel. Tânărul spunea că a dormit în scări de bloc și că ar fi fost lovit de actualul soț al cântăreței. Mai mult, acesta a mărturisit că regretă că nu a ales să stea cu tatăl său adoptiv. Conflictul aprins dintre Luminița Anghel și David Pușcaș durează de câțiva ani de zile și pare că nu mai există nicio șansă de împăcare, deși de-a lungul vremii au mai existat momente în care au încercat să șteargă totul cu buretele. Cântăreața a avut o primă reacție după ce a auzit acuzațiile ce îi se aduc de către băiatul pe care l-a adoptat în urmă cu mai mulți ani. Veta preferă să nu intre în acest scandal și consideră că și-a făcut datoria de mamă atât cât a putut. Prefer să nu comentez. Mi-am făcut datoria cât s-a putut. Am pus punct. Poate să spună ce dorește, viața merge înainte. Dumnezeu are grijă de toți în funcție de fapte, a declarat Luminița Anghel. David Pușcaș relatează că nu i-a lipsit nimic niciodată în copilărie, dar după ce mama sa adoptivă a divorțat de Marcel Pușcaș, totul s-a schimbat radical pentru el. Când eram mic, nu mi-a lipsit absolut nimic. Am crescut pe calea Victoriei, pe atunci mama era cu tatăl meu, Marcel Pușcaș. Îmi e dor și acum de casa unde am locuit, pentru că eu, în timpul vieții cu mama, ne-am tot mutat. Ei au divorțat, dar a fost frumos până când a intervenit divorțul. Ei au divorțat când aveam vreo 7-8 ani, a povestit cu lux de amănunte David Pușcaș la emisiunea În oglindă cu Mihai Ghiță. În prezent, Luminița Anghel nu mai ține legătura cu fiul ei adoptiv, susține acesta. Cei doi nu mai vorbesc, iar David crede că el nu mai există pentru mama sa adoptivă. Mama nu-mi dă mesaje de sănătate, nu mă caută de sărbători, nu ne vedem de ziua mea, de ziua ei, eu pentru ea nu mai exist, a declarat David Pușcaș.